și mă bătă soarele din partea asta și deja m-am super roșit pe față. Se vede prin cameră, dar e un soare atât de plăcut, e o vreme perfectă. Bună și bine ai venit sau revenit pe canalul meu. Dacă ești nou aici, numele meu este Paula, sunt mama de băieți Paul și Dominic și împreună cu soțul meu locuiesc în state. Sunt în mașină de vreo 40 de minute și am stat așa și m-a bătut soarele din partea asta și deja m-am super roșit pe față. E și cald în mașină, dar vreau să stau un pic de vorbă cu voi înainte să intru în magazin. Am dus pe Dominic la școală și când am ajuns în parcare am zis că o să filmez acest intro și pe care să plec la magazin. Dar m-a sunat Manuel și am avut câteva chestii de rezolvat pe telefon, așa că am stat în mașină. Dar am venit la Goodwill. Goodwill este un second hand pentru că vreau să mă uit după câteva chestii. Mi-mi place tare, mă să vin la Goodwill și să caut în primul și în primul rând decor. Mi se pare că decorul... La mâna a doua e mult mai autentic și mult mai diferit decât dacă m-aș duce la Target să cumpăr o vază, de exemplu, pe care poți să o găsești în multe case. Astea sunt mai unicate și mai, plus că sunt mult mai de calitate față de ce se face în ziua de azi. Și vreau să mă uit puțin la decor, după care vreau să mă uit puțin la lucruri, la haine. Mi-am dat seama că nu prea am așa bluziții deloc de primăvară, așa mai elegante, de mers la biserică sau de mers așa la ocazie specială și vreau să mă uit să văd dacă găsesc ceva. Din nou, la fel și cu hainele, îmi place mult să caut aici, sunt mult mai ieftini și mereu găsești firme destul de bune, cu un preț rezonabil, în care în ziua de azi, dacă mergi tot așa la magazin, numai dacă mergi la magazin e mai scump, găsești ceva mai de calitate, dar toate sunt din sintetic, din material din sintetic și nu mai au nicio calitate. Așa că mereu când vin aici îmi place să mă uit, în primul rând merg la decor, după care mă duc la haine, îmi place să găsesc aici și haine de sport, bluzița aceasta pe care o port este o bluziță de foarte bună calitate, de o companie foarte bună care face haine de sport, pe care am luat-o aici cu $6, am spălat-o și o port, n-am nicio treabă cu ea, așa că o să iau camera cu mine și o să filmez și de acolo puțin și hai să vedem ce găsim, poate găsim o mică comoară.
n-am luat nimic, n-am găsit absolut nimic. Am pus eu mâna pe două, trei chestii, le-am pus în coș, iar le-am scos, iar le-am lăsat. Chiar n-am găsit nimic interesant astăzi. Am fugit acasă, că deja e 10:42 și la unul trebuie să le ia pe Dominic și n-am făcut nimic acasă, așa că mă duc repede, mă opresc, iau și benzină și mă duc acasă. Mai am 2 ore să-mi fac și eu câteva din treburi acasă, după care o să merg să iau pe Dominic. Astăzi începe și el fotbalul, e super, super entuziasmat și abia așteaptă și o zi frumoasă, e o zi perfectă astăzi. Vreau să mă să văd câte grade sunt. 64 în Fahrenheit, dar nu știu cât e, mereu nu știu cât sunt Fahrenheit în Celsius, așa că o să convertesc acum pe telefon. 64 Fahrenheit Celsius, 17 grade sunt acum afară, dar e atât de cald cu bluzița asta și e cald afară și trebuie neapărat să mă duc să mă dau cu protecție solară pe față, că nu m-am dat dimineață. Dacă în ultima vreme a fost înnorat, nu m-am mai dat și astăzi am și uitat să mă dau, am uitat că nu o să mai ploaie, că sunt atât de obișnuită cu ploaia încât am și uitat. Și așa că o să mă duc să pun benzină și acasă cu noi. Am ajuns acasă și am vrut să vă arăt cât e frumos afară. Știu că nu se vede prin cameră, dar e un soare atât de plăcut, e vremea perfectă, nu e nici cald, nici frig. Și a început deja să dea frunzele la trandafiri, am curățat acum câteva zile. A început să iasă acolo, sunt crini, a început să iasă toate florele. Atât de frumos și de plăcut e, dacă ar fi vremea așa. Ce e, cu 2 zile așa și după aia din mâine, nu din mâine, da, din mâine începe iar să ploaie. Da, foarte frumos astăzi afară, peste tot un copil. Și trandafirii ăștia au început să crească frunzele, foarte plăcut. L-am adus pe Dominic acasă și am ieșit un pic să ne plimbăm în divizii. V-am spus că o vreme superbă, atât de frumos e. Și îi place mult să plimbe așa cu bicicleta. Și o să ieșim jumătate de oră, 20 minute, după care merg în casă, mai fac din treburi și trebuie să plec și după Paul. Nu aștepți pe mami? Vrei? Ia, spune. Bună ziua! Poți să te uiți la camera lui mami să spui bună ziua? Bună ziua! Dar spune frumos! Am cumpărat aceste spoturi și vrem să punem în bucătărie, să adăugăm mai multă lumină, că nu prea am deloc lumină în bucătărie. Și acum am să merg să-l ajut pe manual să măsurăm, să vedem cam unde ar fi plasate și cam câte am vrea să punem în bucătărie. O să arate ceva de genul ăla, cum sunt alea de acolo. Am 3 aici, dar vrem să încercăm să le înlocuim și pe alea, că alea sunt stil mai vechi. Oricum o să vă arăt la momentul potrivit. Avem tavanul ăsta aici din bucătărie, care îi singurul tavan unde am putea să punem, pentru că în bucătărie avem tavanul foarte înalt și nu putem să punem acolo, dar am putea să punem acolo și totuși ar ajuta puțin lumina în bucătărie, că în bucătărie avem numai luminile astea de sub dulapuri și de mult era asta un proiect de făcut, așa că am zis că astăzi o să încercăm să le facem, am cumpărat tot ce ne trebuie și Manuel măsoară să vadă. 48 inches apart right here. Would that be too close? We can do. By you putting them that way? Huh? So putting them this way. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we're doing 6? About 12, might as well use them. No, we don't watch TV. Măsoară Manuel să vedem cum o să fie distanța între ele, dar ne-am hotărât să punem 6. O să punem 2 aici chiar când începe tavanul, încă 2 mai aici.
și o spunem și eu acolo, pentru că e masa aici și chiar avem nevoie de mai multă lumină, mai ales seara, copiii și mai fac temele, aici mâncăm, mai fac eu unghiile și chiar nu avem lumină deloc, atâta e lumina care o vedeți și în timpul zilei, nu prea avem deloc lumină, așa că am scos să punem șase, să punem două și două aici și vedem cum arată. Oricum o să iasă frumos pentru că sunt super subțiri, super minimaliste. Can you hold this up there for a second? Și o să arate super bine, mai ales când o să intri un pic în tavan, abia că o să observi, abia aștept să facem, că avem proiectul ăsta. It's good. Thank you. Avem proiectul ăsta în minte de la marea timp, vreau să-l facem. Primele găuri, e super, super mult praf, s-au adunat atât pe jos, nu mă așteptam să fie atât de mult praf, o să fie acum doar când o să facă găuri. Mai aveam de făcut două aici, două acolo, dar s-a dus mâna sus să verifice și să fie sigur că să fie sigur că sunt în poziția bună să nu dăm găuri aiurea și să vedem cum iasă, da. O să fie o grămadă de curățenie de făcut, mă duc la subsol să aduc aspirat. Avem una deja, o pus pe aia de acolo, n-am ce stai când am venit. Și acum Manel le pune pe restul. Îmi place mult cum arată. Aproape că nici nu se văd. Sunt atât de subțiri și atât de apropiate de tavan, de aproape că nici nu se observă. Știm noi că sunt acolo, că e ceva nou, dar îmi place foarte mult cum se văd. Acum le pune pe toate, după care trebuie să meargă de sus din pod, să înceapă să pună cablu și să aducă electricitate către ele. Dar, da, ce-a fost mai... cu mizeria și mai greu s-a făcut, de acum cât se ocupă Manuel de sus de arte cât de cablu și alea, eu să mă apuc să fac aici curățenie, nu se observă pe cameră, dar s-a făcut un praf pistit tot, praf în acela alb, de la Regips. 4 ore mai târziu am să vă fac un update, am pus toate spoturile acelea în locul lor, am făcut și curățenie, a durat o grămadă, o făcut praf toată bucătăria și puțin în dining room și în living room, dar în general în bucătărie a fost praf pe frigider, pe dulapuri, pe geamuri, peste tot, știți praful acela de la Regips, s-a făcut așa un praf fin peste tot și albicios, am strâns tot, am făcut curat și în timp în ce am făcut eu curat, Manel a fost sus în pod, că aveam aici pod și o legat toate becurile acestea. Doar că încă nu le-au conectat cu lumina principală, pentru că vrem să le conectăm cu acest întrerupător, care este și, nu știu cum se spune în românești, care este, poți să ajustezi lumina, să dai mai încetul, să dai mai tare. Și vreau să-l conectezi aici, nu vrem să punem un alt întrerupător, pentru că vrem să fie și aceste lumini pe care poți să le schimbi și să le poți controla de aici. Pentru că lumina asta se aprinde și de aici și mai am încă un întrerupător care se aprinde. Așa că Manuel s-a dus să mai cumpere niște cablu pentru electricitate de la magazin. Și încearcă să termine seara asta. Deja începe să întuneci, e 6:30, trebuie să fac și băiță la copii, să-i punem la somn. Dar sperăm să terminăm pentru că vreau să dau drumul să văd cum se vede. Îmi place mult și cum se văd luminile pentru că nu... sunt foarte ieșit în afară, sunt foarte lipite cu tavanul, arată elegant, finuț. E un pic așa de ajustare pentru că nu sunt obișnuit cu ele, dar sunt sigură că o să fie o schimbare super majoră în bucătărie. Dacă acum e un bun exemplu să vă arăt câtă lumina am în bucătărie, mai ales înspre seară, când deja începe să întunece afară. Cam atâta lumină avem în bucătărie. Întotdeauna
când am nevoie de mai multă lumină, aprind lumina și din living room, aprind lumina și din dining room, ca să pot să am mai multă lumină aici. Sunt sigură că o să ne ajute foarte mult și în zona aceasta, în mese, pentru că am pus și două acolo, după cum am spus. There's four wires and all four whites are screwed together. Let's give me that one. Hey, I want this. They always need to be better. Yo te voy a dejar que te got this. Vamos, tú puedes. Okay, ahora Dominic. Abuelita, this is too big. That's too big? Yeah. Oh, I remember. I can have it. I'm old. Abuelita, I can have it. I'm old enough. ¿Tienes uno ya? Let's get to pentru banii tăi. Look at this pants. Oh, it's a skirt. This is too Grammy. How I look? Charlie's Angels. I like them. They're kind of interesting. Cute. This is cute too. Look. The red ones. The am I giving like I Love Lucy vibes? Ooh. Right?
aveam lumină, o rezolvam manual cu becurile, pentru că aseară era deja 8:30 și am zis mai termini mâine pentru că era deja târziu și o rezolvat astăzi când am fost pe un oraș cu fetele, o făcut și sunt funcționale toate becurile, am spus 6 și atât de bine luminează partea asta a mesei. Nu sunt obișnuită, chiar am așa impresia că mă dor ochii. O să-mi ia ceva timp să mă obișnuiesc pentru că de ani zile am avut lumina aceea. Și arată super bine, super luminos. Îmi place foarte mult cum se vede acum. Dacă tot avem lumini noi în bucătărie, eu zic să filmăm de acum mai des de aici. Sper că o să mă ajute la video-uri, că întotdeauna aveam așa probleme. Nu-mi plăcea neapărat cum ieșea, mai ales video în care gătesc. Dar da, cam asta pentru video de astăzi. Sper că v-a plăcut. Știu că a fost așa un video all over the place. Am fost la cumpărături, am fost la socri, am făcut ce treabă pe acasă, am fost și cu fetele. Dar sper că ți-a plăcut și acest gen de video așa mai peste tot. Din mâine începe o nouă serie cu puține motivații, că în ultima vreme nu mai am vloguit. Și am zis că din mâine să mai începem așa și cu puține motivații, nu să vă arăt numai ce am făcut în ultima vreme. Dacă îți place canalul meu și încă nu te-ai abonat, te invit să o faci. Nu uita să mă urmărești pe Instagram paola.l.madera. Îți mulțumesc mult că ai fost alături de mine și astăzi. Nu uita să dai un like și un comentariu acestui video de asemenea și ne vedem foarte curând cu un nou video.